În continuare, vom discuta despre un alt fenomen. Și nu e COVID-19, cumva paradoxal. V-ați obișnuit deja să discutăm doar despre acest virus care este pe plan mondial. Vom discuta despre cei care au de suferit la școală sau la muncă din cauza colegilor, indiferent acum că vorbim de colegii de la școală sau colegii de la muncă. Iar alături de mine în această dimineață este doamna Victoria Gonța, doctor în psihologie, conferențiar a Universității Ion Creangă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Vreau inițial să-mi spuneți, vă rog, acest fenomen mobbing sau acest fenomen, cum dumneavoastră l-ați numit, într-o altă formă, foarte curând vom auzi și o altă formă a denumirii, ce este de fapt și cum se manifestă? Deci bullying-ul sau mobbing-ul este un tipar comportamental agresiv din partea unei persoane față de altă persoană. Deci este deosebit de conflictele uzuale în școală sau în mediul de serviciu prin repetitivitate și prin intenționalitate. Deci este un comportament intenționat, este orientat pentru a răni, pentru a înjosi, pentru a intimida, pentru a înfricoșa. Deci scopul comportamentului de mobbing este de a menține o frică, o teamă stabilă în mediul organizațional. Bine, dar aici vorbim de o persoană care face lucrul ăsta constant sau vorbim de un grup de persoane sau de o persoană care are suferit din cauza diverselor persoane? Sau cum e? De obicei, mobbing-ul este o acțiune orientată din partea unui superior față de un inferior, în special dacă îl consideră mai popular și mai plăcut de către alții, mai competent sau vulnerabil, deci invers, și atunci face orice acțiune pentru ca să-l intimideze și să-l facă să se simte rănit, prost, jignit, umilit, deci niște comportamente care îi orientează și pe ceilalți la o anumită atitudine de izolare, de înfricoșare, de anxietate. Mobbing-ul față de o persoană într-un colectiv poate duce la o stare generală de anxietate în organizație. Cel care vede, care este martor la un asemenea comportament, este înfricoșat ca nu cumva acest comportament să se repetize și în raport cu el. Și de asta evită orice posibilitate de a interveni atunci când se sesizează un asemenea comportament față de un coleg. Dacă e să vorbim acum de licee, de cei din școală, cum se manifestă acolo? E din partea profesorilor sau poate fi și între ele? Bullying-ul, de ce și este diferit, da, în mediul școlar, de mobbing-ul din mediul de serviciu, prin faptul că se manifestă între colegi, deci pe orizontală. Deci dacă în mediul de servici mai degrabă pe verticală, dinspre un superior înspre un inferior, și scopul este de a-l elimina, de a-și da demisia, cumva de a scăpa de el, deci de a-l îndepărta, atunci în școală este pentru a se manifesta pe sine, deci de a menține putere, de a lua puterea cu forța. Și atunci când colegii văd că cineva învinge de fiecare dată, stabil, este învingătorul, se aliniază mai mult spre el, sunt înfricoșați de a interveni pentru cel care este victimă în bullying și se menține aceeași stare de anxietate generală în colectiv. Deci și în școală, între copii, și în serviciu, în mediul de serviciu, bullying-ul, mobbing-ul este un fenomen foarte toxic. Un fenomen care se perpetuează. Foarte răspândit, de fapt. Practic, o statistică mai recentă arată că undeva 65% din organizații se confruntă cu acest fenomen, ceea ce este foarte mult. Oricum, sunt organizații deja care au luat măsuri în vederea reducerii fenomenului mobbingului. La școală, acum, conștientizarea fenomenului este foarte bună, deci se duc lecții, este dezvoltarea personală, este educație pentru societate ca și obiecte. Dirigintele permanent aduce la cunoștință pe copii că un fenomenul bullying-ului, cât este de toxic, cât este de periculos, cu ce consecință poate să se confrunte și atunci copiii evită să facă lucrul ăsta în școală. Dar pentru că de obicei este un fenomen răspândit în preadolescență, ei preferă să se mute cu acest fenomen în afara școlii.
în societate și acolo în unde care nu le sunt văzuți, pentru că dacă fenomenul bullying-ului este descoperit de superiori, adică de profesori, de părinți, de administrația școlii, clar că o să ia măsuri în vederea stopării fenomenului. Și atunci ei găsesc un alt mediu, iar pe victimă o șantajează prin faptul că dacă vorbește despre ceea ce îi se întâmplă, atunci va fi și mai rău. Deci, vorbim de acest fenomen, este ca o agresivitate verbală sau și fizică poate ajunge? Poate fi și fizică și verbală, deci mobbingul, bullying-ul este în special fizic și psihic. Deci poate fi sub formă de intimidare, poate fi sub formă de umilire, poate fi sub formă de șantaj, poate fi sub formă de bârfe. Deci o ostilitate așa subtilă din spate, pentru că haina asta o poate îmbrăca, de exemplu, denigrarea imaginii persoanei nedorite de o persoană la serviciu poate fi realizată prin bârfe, prin ridiculizări. Deci prin izolări, de exemplu, toată compania, toată gașca de la serviciu, da, într-un fel au sărbători, pe cineva izolează, deci nu informează sau chiar restricționează pentru ceilalți, da, discriminare. Deci asta este un fenomen de mobbing și e clar că dacă cineva ajunge în situația de victimă a mobbingului sau la școală a bullyingului, această persoană cu ceva prezintă pentru cel care agresează, pentru agresor, un pericol, da. Fie de imagine, fie de statut, fie de putere, deci fie de autoritate, deci la oameni. Dacă să vorbim de liceene acum, pentru că e foarte răspândit și acum îmi dau seama că și în liceu parcă mi-aduc aminte că erau foarte multe cazuri în care se oferă porecle, aceste nickname-uri către alte persoane, care nu tot timpul sunt unele dintre cele mai bune. E la fel o formă. Da, este o formă de umilire. Deci îi găsește un epitet cu care îl îmbracă pe persoana pe care vrea să-l umilească. Și atâta e tot. Și îl răspândește în mediul acestei persoane, încât el să se simte rănit, umilit, neautoritar. Ce ar trebui să înțeleagă și ce ar trebui să facă o persoană care suferă în urma acestui fenomen? Indiferent acum că vorbim de licean sau vorbim de cineva. Da, deci orice comportament nedorit trebuie oprit. Cu părere de rău, în serviciu, acolo unde cel care este agresorul de obicei, are statut superior. Exact. Da? Și atunci e foarte greu să întrerupi acest comportament, numai dacă nu faci unele mișcări, unii pași concreți. Deci, în primul rând, persoana care este victima mobbingului ar trebui să rămână asertivă, deci să își păstreze fața, da, și să nu repete comportamentul agresorului, pentru că astfel își menține imaginea de om bun, om competent, om la locul lui. Într-al doilea rând, trebuie să urmărească dacă acest fenomen se mai întâmplă cu cineva din colegi și în unele cazuri, dacă decid, de exemplu, să meargă cu o plângere în instanța de judecată sau la superior, că asta este prima linie ierarhică, ar fi să coalizeze și să meargă pentru ca să fie credibil, pentru că de obicei, dacă este superior, mai puțin te cred. Exact. Așadar, este important ca toate momentele astea de mobbing să fie documentate prin diferite modalități, da, fie în scrisuri, fie filmări, video, audio, fie declarații ale martorilor, pentru că martorii, să știți că suferă numai puțin. De fiecare dată când noi ne pomenim în situația de martor la un fenomen destructiv, după ce nu am intervenit, ne simțim foarte prost. Pentru că, de fapt, am fost nu doar un martor, ci chiar și un abuzator alături de celălalt. Pentru că nu am luat nicio atitudine în acest sens. De ce martorii de obicei se simt destul de prost și în situația în care se decide colectiv de a opri acest comportament, se activizează lumea. Acum, mai nou, avem unele modificări la codul penal, unde hărțuirea a fost introdusă ca și infracțiune.
Acum, mobbingul este o hărțuire, pentru că este cronică, pentru că este stabilă, este repetitivă față de o persoană și este intenționată. Deci este o hărțuire clară. Poate fi chiar și sexuală. Deci mobbingul nu include doar moral și fizic. E un fenomen cumva mai larg, asta trebuie de înțeles. Da, este un fenomen larg. Vreau să mai întreb încă un lucru. De ce până acum în Republica Moldova, deși există și trebuie să dăm cărțile pe față, nu s-a discutat despre acest fenomen? Pentru că este aici prezent de foarte mulți ani. În primul rând, noi avem o cultură cumva patriarhală, unde bărbații au voie să manifeste puterea, prioritate, da, în raport cu o femeie. De aceea mobbingul și se întâmplă mai des din partea unui bărbat în raport cu o femeie, mai rar față de alt bărbat, pentru că persoanele care manifestă mobbing sunt destul de lașe pentru a intra în concurență cu un alt bărbat puternic. Da? Și atunci mai degrabă că fac acest comportament în raport cu o femeie. Într-al doilea rând, aceeași cultură ne face să răbdăm. Deci noi nu scoatem gunoiul din casă, deci organizația este ca și cum o casă. Și atunci, când se întâmplă ceva, păstrăm în interiorul organizației și asta tot nu este bine, pentru că comportamentul se perpetuează, se repetă. Poate crește, poate evolua, poate degenera. Da, și de la o persoană la alta. Bine, a fost o persoană victima mobbingului un timp, n-a mai suportat persoana asta, a plecat. După care vine altă persoană. Pe altă victimă, pentru că necesitatea asta de a fi agresiv cu cineva și de a ajunge cumva pe o poziție de superioritate și de control, de putere, este una deja înrădăcinată în persoana agresorului și atunci el caută altă victimă și va căuta cronic victime. Deci de la unul se va muta la altul și poate chiar mai mult concomitent. Și cu cât îi se permite mai mult să acționeze în acest sens, cu atât ca și bulgările de zăpadă, care îi dai drumul din vârful muntelui, uite așa un bulgăraș, după și care el își, da, exact. Și se extinde și ajunge să rănească foarte multă lume. Știu că am putea să abordăm mult mai detaliat acest subiect, mai avem și alte subiecte care am putea să le discutăm în mod special în această perioadă, însă nu prea avem timp pentru a o face, de-aia vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această dimineață, pentru informațiile oferite. Este un lucru cert, trebuie să fim în continuare raționale, asta este cel mai important și desigur să rămânem calmi, iar în cazul în care suntem martorii acestui fenomen la muncă, la facultate sau la liceu, sunt autoritățile care pot să intervină sau în cazul în care suntem la liceu, este doamna dirigintă, este conducerea școlii, iar mai apoi părinții și tot așa mai departe.